Domnul ministru, până va veni următorul vorbitor, domnul dr. Cristi Pantelimon. Nu puteți vorbi. Îmi cer scuze, nu am fost anunțat și... Bine, cum vreau. S-a vorbit foarte bine până acum. Ce vreau să vă spun, oricum, cuvântul fiecărui vorbitor nu este final. Pot participa în continuare la discuție, pot interveni și cu alte ocazii și, să, și de asemenea pot răspunde și la întrebări. Atunci o să rog pe Bogdan Duca să vină și să spună două cuvinte. Până atunci însă, știți, apropo de carte, n-am spus un lucru care va reieși în urma lecturii. Sunt articole amestecate și care se referă la România și care se referă la relația română-moldoveană și care se referă strict la Moldova. De ce este important să citească românii aceste cărți, românii care cunosc foarte puțin Basarabia? Pentru că această carte ridică un văl care există la ora actuală între români și moldoveni, sau între România și Moldova, din punct de vedere axiologic, dacă vreți, din multe puncte de vedere. Ori, aș vrea, uite, să-i pun chiar o întrebare lui Iuri, așa, da, dacă poate să-mi răspundă pe scurt. Da, stă-o în picioare, trebuie să răspundă. Stai. Să te gândești atunci la întrebarea asta. Vă spune. Din ce națiune fac parte Emil Loteanu și Grigore Grigoriu? Din ce națiune au făcut parte?